Salut și bine ai revenit de nou la mine pe canal. Astăzi vreau să vă prezint o idee de clip. Întotdeauna găsești încărcătoarele în pachet, nu găsești încărcătoarele în pachet din cauza că mulți producători au scos încărcătoarele din pachet. Dar ce faci dacă ți se rupe cablul de încărcare? Plătești o grămadă de bani pe unul original sau cumperi unul un pic mai ieftin, dar de care trebuie să fii sigur că încarcă rapid și nu deteriorează bateria telefonului și că telefonul îți recunoaște acel cablu pentru încărcare rapidă. Mi-a venit ideea asta de clip pentru că întotdeauna eu am avut probleme cu cablurile de încărcare a producătorilor, fiind prea subțiri, mai ales alea de la Samsung. Dacă stau bine și mă gândesc, întotdeauna ele s-au rupt și nu am reușit niciodată să fac nimic. Să văd dacă îl găsesc pe ăla unde l-am. Nu-l găsesc. Bă, da, uitați, fiind foarte, foarte subțire, s-a deteriorat aici, în zona asta, și nu mai am ce face cu el din cauza că nu mai încarcă corect. Scrie, ba încarcă, ba nu încarcă, ba încarcă, ba nu încarcă. Deci, plătește 80 de lei pe unul dintre ăsta, pentru că cam atâta este prețul, din câte am observat eu, dacă nu greșesc bine. Și vreau să vă recomand niște cabluri de încărcare foarte bune, pe care eu le folosesc personal, și o să vă spun o părere sinceră despre ele, pentru că sunt luate din banii mei proprii, care o să vezi acum. Primul cablu pe care vreau să vi-l recomand este ăsta. În ciuda faptului că este de la Baseus, în ciuda faptului că cablul ăsta vine și cu o șufă aici ca să poți să-l înfășori, promite încărcare rapidă, el nu are încărcare rapidă. Îți promite încărcare rapidă. Cablul ăsta vine cu 3 capete, cu USB Lightning for iPhone, USB-C pentru telefoanele cu USB-C și încă un USB-C tot pentru telefoanele USB-C. Și erau și cu încărcător de micro USB, dar nu am comandat așa ceva pentru că chiar nu am un asemenea telefon în casă. Este bun cablul ăsta? Da, întrucât nu suportă încărcarea rapidă, cum spune producătorul, și nu deteriorează nici bateria. Dacă stai bine și te gândești, anumite cabluri deteriorează bateria și nu e sigur. Este bun pentru că nu se încălcește, are un material textil deasupra și este mult mai rezistent. Vine cu un USB-A și cu 3 capete, cum spuneam. Îl conectezi la un încărcător și îți pui telefonul la încărcat și în felul ăsta nici nu se deteriorează, nici nimic. Acum voi încerca să pun încărcătorul în priză și să vedem dacă reușește să ne vedeți priza. Îmi cer scuze dacă nu mă uit la cameră, dar trebuie să înțelegeți și voi asta. Iar acum voi încărca Nokia 7 Plus. Am vrut să vă spun că vine și cu micro USB. Uitați, are și mufă micro USB. Deci are 4 capete foarte bune. Îl conectezi la telefon și telefonul a început să încarce deja. Din câte observați, aici încarcă. Deci, partea proastă e că nu suportă încărcarea rapidă. Dar dacă vrei un încărcător, într-adevăr un cablu care să suporte încărcarea rapidă, ce poți să faci cu aceasta? Păi, stai și te gândești. Dar eu aș dori un cablu care să suporte încărcarea rapidă. Ce pot să fac în cazul ăsta? În cazul ăsta, dacă vrei un cablu care să suporte încărcarea rapidă și eu l-am încercat și l-am testat pe telefonul meu Samsung, îți recomand, știu, poate n-ai auzit de niciodată de firma asta, se numește Hoco. Este o firmă chinezească, probabil, bănuiesc, că numai ei poate să bage asemenea denumiri. Este un cablu USB-C la USB-C și suportă până la 100W încărcare din câte observ aici de producător. Producătorul îți promite asta. Este un cablu bun și sigur pentru telefonul tău? Din câte pot să zic, cablul este foarte lung și foarte bun. Hai să desfacem din cutie și să vă explic ce stă treaba el. Ăsta este cablul meu favorit. Uitați-l. Are și el tot așa o chestie dintre asta să-l prinzi. El vine cu două mufe. USB-C la USB-C, din câte observați. Și este lung de 2 metri. Frate, poți să stai cu el în pat și să faci ce vrei de pe telefon, dar nu-ți recomand să utilizezi telefonul în timp ce îl încarci. Vreau să vă spun adevărul despre cablul ăsta. Alb, culoarea mea favorită, sigur. Mie îmi place. Conectăm.
la încărcătorul Samsung, care vine cu un USB-C la USB-C. Îl introducem în priză, pentru că așa este corect, nu? Îl băgăm în priză, să vedem. Iar acum luăm telefonul Samsung și îl conectăm, să vedem dacă încarcă. Deja a început încărcarea, telefonul, și o să vă arăt imediat, imediat ce-l deblochez. O să dau la baterie, te duci la setări pentru a observa să vezi dacă cablul chiar suportă încărcarea rapidă. Cauți în setările telefonului, așa, imediat ce găsim. Să vedem dacă găsesc baterie, baterie. Știu că o găsesc, dar acum întreținere, baterie, cum este la Samsung. Ideea e așa. Și să vezi dacă scrie. La mine îmi scrie aici, încărcător super rapid conectat. Deci suportă încărcare rapidă, adevărat. Deteriorează bateria telefonului? Nu, nu o deteriorează, pentru că îl folosesc de foarte mult timp, pentru că nu vreau să mai folosesc cablul original, pentru că iară o să se rupă și mă enervează și pentru simplu fapt că este prea scurt și prea subțire aici. Deci telefonul îți suportă încărcare rapidă. Uitați, încă scrie încărcător super rapid conectat. Pot să spun despre cablul ăsta de la HOKO, chiar dacă nu am auzit de firma asta de foarte multe ori, am fost sceptic la început să-l cumpăr, pentru că este la jumătate de preț față de un cablu original de la Samsung. Sunt multe cabluri care, după un anumit timp, telefonul ți le recunoaște la început cu încărcare rapidă și după aia, după un anumit timp, telefonul nu-ți mai recunoaște încărcarea rapidă. De ce? Pentru că producătorul a făcut în așa fel încât să încarci telefonul cu cablul lui. Dar cum spuneam, dacă cablul de la producător s-a rupt, îți convine să mai dai 100 de lei în plus pentru încă un cablu ca să poți să faci telefonul să se încarce și mai rapid? Mie nu-mi convine, sincer, banii pe care îi muncesc sunt greu câștigați și nu vreau să arunc cu banii pe fereastră. Așa că dacă tu ești unul dintre oamenii care nu vor să arunce cu banii pe fereastră și vrea într-adevăr un produs de calitate, ăsta este cablul pe care ți-l recomand. Știu, este o firmă ciudată, HOKO. Nu mă așteptam, eram sceptic la început, credeam că o să-mi distrugă bateria telefonului, dar se pare că chinezii chiar reușesc să facă produse bune de calitate la un preț acceptabil. Și acum să venim cu următorul cablu, care este USB-C la USB-C. Bineînțeles, ăsta este încă unul din favoritele mele. Foarte bun, foarte super fast, încarcă și cred că dacă stau și mă uit bine, poate să transfere de date cu 480 de mega pe secundă, încarcă cu 3A, 20 de volți și suportă până la 60 de W încărcarea rapidă. Am un cablu tot USB-C la USB-C, pentru că telefoanele au început să suporte din ce în ce mai multe, de la Baseus, din câte observați aici. Haideți să scoatem din cutie și pe el. Eu l-am testat înainte și vă pot spune că este genial. Chiar mi-a plăcut. Primești instrucțiuni la el, primești tot. Baseus sunt o firmă serioasă, au și căști, am făcut o comparație cu căștile alea. Vine și el cu un Sky aici. Cablul vine cu USB-C la USB-C. Foarte bine, să văd dacă focalizează camera, să observați și voi pe cameră. Acum haideți să-l testăm. Scoatem telefonul de la încărcat de la HOKO. Așa. Și o să testăm pe ăsta la întâi, să vedem dacă chiar suportă încărcare rapidă. Cablul de la Baseus este un cablu genial din cauza că are un fir textil pe el și ăsta nu se va rupe ușor, ca la cel de la HOKO. Ăla de la HOKO o să se rupă în timp. Dar vă spun sincer că nu o să se rupă chiar atât de ușor. Este la fel de gros ca Baseus. Baseus are 2 metri și cam așa, cam 2 metri jumate, dacă nu mă înșel. Suportă încărcare rapidă. Conectăm cablul la încărcător în priză. Scoatem telefonul și haideți să vedem dacă chiar suportă și asta încărcare rapidă. Pentru că eu la început am fost sceptic și că o să-mi distrugă telefoanele. Încărcare super rapidă conectată, la fel ca la HOKO. Da, mult mai bine ca la HOKO, părerea mea. Și acum să vă arăt. 66
100% disponibil, încărcări super rapidă conectat, 48 de minute până la încărcare completă. Teoretic, și acest cablu suportă încărcare super rapidă de la Baseus. Este bun cablul ăsta? Da. E original? Nu e original. Plătești 100-150 de lei sau chiar mai mult, cum este la iPhone? Nu plătești. Poate chiar și la alte produse. Dar acum să lăsăm vorbăria și pot să vă spun că mai am un cablu. Știți, cablurile alea magnetice pe care toată lumea le iubesc pentru că vin cu USB-C. Am 3 în 1 magnetic, ai cu USB-C, Lightning și Micro. Vine în cutia asta. Aceeași firmă, Hoco. Aici îți promite că chiar îți dă fast charge, dar nu ai fast charge. Din păcate, l-am testat și o să fiu sincer cu voi, pentru că știu că vreți o părere sinceră de la mine pe canal. Eu nu-mi mint abonații și nu o să fac asta niciodată. Despre anumite produse, dacă să primesc niște bani de la cineva, nu o să fac asta. El vine în cutie, știți? Simplu. Nu ai instrucțiuni de folosire, dar ai pe cutie. Și el este tot așa, un fir textil foarte scurt. Din păcate, ai 1 metru și un pic. Vine cu niște cu o chestie aici pe care îți intră capurile de la asta. Și când vrei, ai așa. Dacă te uiți bine aici, scrie Lightning, Micro USB și aia USB-C. Și tragi de aici, care vrei tu. De exemplu, USB-C-ul. L-ai scos, s-a conectat aici pe magnet, îl pui, încarcă telefonul, testăm. Eu nu sunt genul de om care să vă spun, da, încarcă, este genial, super, nu știu ce. Nu, îl testez de față cu voi ca să vedeți și voi așa ceva. Conectăm. Din păcate, el vine cu cu o încărcare, un USB normal. Și asta, dacă să știți, eu nu fac șmecherii sau alte chestii, să vedem dacă chiar îl conectăm. Uitați, avem aici LED-ul care luminează foarte bine. Asta e ca un dinam. Și conectăm la telefon. Încarcă? Da. Telefonul a pornit încărcarea, dar încărcarea nu este rapidă, din păcate. Și conexiunea la magnet aici este cam slabă. Uitați cât de ușor se desprinde. Și telefonul poate să-ți rămână descărcat. Deci, cablul ăsta, dacă ar fi să-l iei așa doar cam off, să-ți rămână chestia asta aici, când vii acasă, numai să-i lipești magnetul și să-l pui acolo, trebuie să ai foarte mare grijă, pentru că când se încarcă telefonul, să fii sigur că te uiți la el, că se încarcă și să nu-l miști din poziția respectivă, pentru că nu poți să-l utilizezi așa, mișcându-l, pentru că o să rămâi cu telefonul descărcat. Deci, cablul ăsta, cu toată sinceritatea, nu este ok. Chiar dacă vine la jumătate de preț de cablu original, mai degrabă e unul original dacă tu crezi că este mai bine. În speranța că ți-a plăcut clipul meu, lasă-te rog un comentariu. Ce crezi tu despre cablurile care sunt bune de încărcare? Abonează-te, mă ajută, e gratuit. Lasă like ca să vadă și alții mai mult, să ajutăm algoritmul să crească canalul mai sus. Dă share. Poate ai mai mulți prieteni care vor să vadă și poate doresc să cumpere un cablu de încărcare, iar până data viitoare îți urez să cumperi doar cabluri inteligente, recomandate de oameni sinceri și adevărați, care nu mint pentru câțiva lei. Te salut și îți urez o zi frumoasă în continuare.